Scandalul Vămile ia în ploare. Șeful ANAF Sorin Blejnar spune că știa de mita de la frontiere, dar nu a avut ce să facă. Între timp, vameșii și polițiștii luau șpăși de zeci de mii de euro zilnic, iar piața neagră a țigărilor de contrabandă înflorea. Singurul mod de a acționa eu, ca și competența instituțională, a fost de a asigura mobilitatea, de a roti cadrele, de a le scoate din acele puncte fierbinți. Competențele mele ca șef de instituție în a investiga anumite elemente infracționale ale subordonaților este zero. Declarația lui Blejnar pune și mai multe paie pe foc în scandalul mitei de la Vămi, în combaterea căreia s-a implicat și premierul. L-a demis deja pe Radu Mărginean, șeful Agenției Naționale a Vămilor, și e doar începutul. Am demis și voi demite orice demnitar numit prin decizie a primului ministru, demnitar împotriva căruia parchetul a început urmărirea penală. Scandalul a început să aibă din ce în ce mai mult uniți politic, după ce în dosarul Mărginean a apărut un nou nume, Eugeniu Petrescu, apropiat al PDL, pe care însă numai Vasile Blaga recunoaște că l-ar cunoaște. Petrescu ar fi intermediat numirea fostei șefe de la Vama Halmeu. Omul de afaceri, Liviu Florian, ar fi dat banii lui Petrescu, pentru că acesta se intervine pe lângă Radu Mărginean ca să o numească pe Nicoleta Dobrescu în funcția de șef al Vămii. O parte din bani ar fi ajuns în buzunarul fostului șef al Vămilor, iar restul sumei ar fi ajuns în conturile unui partid. Cum este posibil să încerci să acuzi partidul de guvernământ când această acțiune de cea mai mare amploare se petrece acum cu acest partid la guvernare? Că se încearcă deturnarea sensului acestei operațiuni, că-i politic, că-i bătălie în interiorul PDL, niște minciuni fără limite. Pentru românii de rând, singurul efect al arestelor rămase sunt controle înăsprite în Vâm și cozile din ce în ce mai mari la punctele de trecere ale frontierei.